Pentru că ați scăpătat trecerea înaintea mea Are voce Vreau să stau la stat cu voi, ca și cu niște oameni care au fost crescuți în cunoaștere. Purtați-mi cunoașterea ta în mine. Și e ferice de voi dacă aveți urechi de auzi. Nu vorbiți de rău țara în care ați fost așezat. Că voi mulți ar fac. Voi ați fost chemați să binecuvântați. Și de azi înainte rostiți binecuvântări în numele meu peste țara voastră. Nu vorbiți de rău nici căpetenii, nici dregători. Pentru că vă este știrbită jertfa mijlocirii. Chiar dacă ați avea dreptate omenească, pierdeți în teritoriul spiritual mult mai mult decât puteți pricepe astăzi. De aceea stau la sfat cu voi. Nu vă mai îngăduiți să vorbiți de rău, nici să vă întovărăciți cu cei ce fac o astfel de lucrare a defăimării, a denigrării. Că mijlocirea nu mai are putere, e știrbită. Și o vreme în care e nevoie de mijlocitori cu inima curată. Pentru că războiul care se întețește în văzduh, în lumea nevăzută, este alimentat în vremea asta de mulți oameni care deja aduc pe altare diavolești jertfe ca să hrănească căpetenia nimicirii. Și în vremea asta se aduc jertfe diavolești, înțelegeți-mă, și hrănesc această căpetenie uriașă, cerând nimicirea și a țării și a familiilor voastre. Și războiul se întețește și de aceea e nevoie să-mi ridic o armată de mijlocitori care să intre în bătălie, rostind binecuvântarea și cerând ocrotirea. Cereți ocrotirea peste casele voastre, că această căpetenie a nimicii țintește cu țintă precisă în corturile celor aleși. Caută să dezbine, să rupă, să ridice dezbinare din lucruri de nimic. Și voi vedeți lucrul acesta. Intrați în mijlocire să se întindă corturi de ocrotire peste casele voastre. Să se întindă îndurarea peste țara voastră. Și viu sunt, zice Domnul, am ales locuri și am însemnat teritorii unde se va arăta îndurarea și binecuvântarea în măsură triplă. Locul unde se va înmulți pâinea ca prin minune. Locul unde vor țâșni izvoare dătătoare de viață și pentru omul din untru și pentru omul din afară. Și pentru că voi sunteți așezați într-o astfel de aria îndurării, ce fel de oameni ar trebui să fiți? Să lăsați cu mulțumirea să vă știrbească jertfa? Sau să intrați în luptă alături de mine, pentru că aceste teritorii să fie salvate și voi să aveți parte de binecuvântare și viață? Asta e vremea bătăliei. Purtați-vă ca oameni înțelepți, ca să beneficiați de izbăvirea ce va fi adusă de pe înălțime, zice Domnul. Amin.